Deghizați în floricele și mărțișori, copiii de la grădinița Licurici din orașul Nisporeni le-au felicitat pe cele mai importante femei din viața lor, mamele. Am recitat poezii, am cântat și că am dat cadouri la mame. Iar la sărbătoare ne-a plăcut că am dat flori la mame, am recitat poezii, am cântat, am lăsat. Am dat flori la mame, am recitat poezii, am cântat, am dansat. Costumați în flori de primăvară, copiii au adus în scenă cele mai frumoase versuri pentru mămicile lor. Sunt o garofiță, minunată floare, în grădină fericitoare. Natura mi-a oferit un parfum deosebit, dulci mereu să-mi îmbrățișez celor care mă iubesc. Are mama o fetiță cât un gemotoc, are mama o fetiță cu mițică foc, veselă și hănicuță, unde s-a lăsat? Dacă e o albinuță, așa este ea. Copiii și-au felicitat mamele, au cântat și au dansat, iar mămicile și bunicile s-au bucurat enorm. Matineul de astăzi a fost foarte frumos, copiii au fost foarte bine pregătiți, au fost ca niște flori într-o grădină. Sărbătoarea primăverii a fost pregătită minuțios câteva săptămâni la rând, timp în care s-au învățat zeci de poezii și cântece. Copiii s-au simțit foarte bucuroși alături de mamele care au fost alături de copii și i-au felicitat cu cele mai frumoase salutări de sănătate, de bucurie și de fericire că au mame scumpe alături de copii. În grădinițele din Nisporeni, matineile au început după data de 15 martie. Decizia de a amâna matineile s-a luat după ce Direcția de Învățământ a emis un astfel de ordin, dat fiind numărul mare de îmbolnăviri cu viroze sau gripă.